suntem atenți la oamenii care au o misiune și suntem atenți la o generație extrem de problematică, generația anilor 80. Și atenție, noi când spunem generația 80, nu spunem generația oamenilor născuți în anii 80, ci generația oamenilor afirmat spiritual și profesional în anii aceia. Aia e generația 80, nu am. Luiți în anii 80. Deci nouă ni se pare că generația 80 este o generație problematică pentru că a fost în permanență, cum să spun, într-un fel o generație pierdută. A fost generație pierdută pentru cei care în anii sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 au beneficiat de o mică deschidere culturală și au reușit să construiască un discurs alternativ în România. Și este o generație pierdută pentru ceea ce s-a întâmplat din 90 încolo, când spiritul antreprenorial și, cum spun eu, aplicarea mult mai intuitivă la trendurile momentului au dus în față alte generații de oameni extrem de, extrem de talentați. Deci, nouă ni se pare că acei oameni lăsați cumva în mijloc, este important să fie puși în fața publicului și să li se redea vocea, din punct de vedere instituțional, evident, pentru că vocea lor ei nu și-au pierdut-o niciodată, și să li se dea șansa să creeze o provocare. Cu Gigi nu avea nicio problemă în această privință. El a fost totdeauna ceea ce se numește cultural un agent provocator și un factor de destabilizare. Ăsta este extraordinar de important. Pentru că dacă vrei să afli lucruri pe care nu le știi, chiar dacă aveai senzația că știi totul, dacă vrei să știi ce nu se poartă, dar e important, dacă vrei să știi ce contează, dar este apăsat de către trendul general sau de către modă sau de către politică, veneai la Gigi. Asta am făcut eu ani de zile. Am aflat de la el foarte multe lucruri într-o profesie care aparent eu știam foarte multe. Am aflat de la el despre relația între literatură și vizualitate. L-am cunoscut prin el pe Dan Sanciu. Am avut de-a face cu, cum spun eu, cu cultura pop internațională, cu relația dintre artele vizuale și muzică. Un om extrem de prețios. Din punct de vedere cultural, nu vă vorbesc acum despre el ca artist. Nu e locul pentru asta. Ajungă-ne faptul că Gigi Rașovski este dincolo de faptul că e un artist, este un om de cultură extrem de complex, este cineva care are nu abilitatea, ci naturalețea de a aduce împreună câmpuri foarte diferite ale culturii. Întotdeauna am avut un dialog foarte apropiat și fără niciun fel de barieră. Și ceea ce mi-amintesc încă de atunci este o foarte, foarte mare generozitate. Ne-au împărtășit din experiența și din bagajul imens de cunoștințe pe care îl aveau, îl au în toate domeniile. Și lucrul ăsta îl văd și îl simt și în felul lui de a fi ca artist, ca pregătire, ca complexitate. Deci, asta e un lucru extraordinar. Apropo de importanța unui proiect editorial, afiliat unui proiect cultural, este mai mult decât foarte, foarte important și aici, încă o dată, spun mulțumesc administrației Fondului Cultural Național prin proiectul, prin acest program de finanțare adresat exclusiv proiectelor editoriale. Ajută foarte mult ca un proiect expozițional sau un proiect cultural să fie îmbogățit printr-o dovadă tipărită, lucru care pur și simplu îi acordă cu totul și cu totul altă imagine. Iar acest lucru, trebuie să nu uităm, în momentul de față este o sursă unică de finanțare și nu este neapărat un lucru fericit. Și nici financiar nu este neapărat un grant foarte, foarte generos, pentru că nu sunt resurse de finanțare atât de mari.
Dar cu toate acestea, produsul final, adică acest album, la fel ca și alte proiecte editoriale tipărite cu sprijinul AFCN, ajung pentru a fi disponibile lui la un preț și aici trebuie să atragem atenția asupra acestui detaliu, pentru că e vorba de niște costuri foarte rezonabile la care se ajunge cu un bun cultural care este disponibil pentru marele public. Pentru mine a fost practic o foarte mare bucurie să colaborez cu niște artiști care pot să facă, să ducă în spate niște chestiuni foarte complicate, cum sunt o expoziție la NLAC și o carte cu destul de multe pagini și cu care mai e și monografică, deci prezintă niște laturi destul de complicate. Din punctul ăsta de vedere a fost o experiență complet reușită care vi se datorează în exclusivitate. Eu nu cred că aș fi avut vreo inițiativă de tipul ăsta vreodată în ceea ce mă privește. Adică nu mă interesează marketingul, nu știu cât de bine e asta, dar practic am fost inclus într-un proiect care m-a făcut mare onoare și a ieșit foarte bine.